Este important să facem sport, vă spun de multă vreme asta. Și mai important este să-l facem într-un mod organizat. Așa că dacă veniți într-o sală cum am venit eu astăzi, aveți un antrenor alături. Mulțumesc tare mult că mulțumim ai venit și alături noi. De noi, Laura. Vă va indica ce exerciții sunt mai eficiente pentru voi. Ce exerciții eficiente facem astăzi, chiar dacă avem la dispoziție 2-3 minute? O să lucrăm zona fesierilor, o grupă musculară foarte importantă. O să avem nevoie de o salteluță. Da. Ne întindem pe spate pentru poate primele... Poate faceți și voi acasă împreună cu noi, dacă exact. Nu, doar uitați-vă, urmăriți-ne și mergeți la sală. Așa. Ne vom întinde pe spate cu palmele pe lângă corp, cu tălpile paralele destul de aproape de zona fesierilor și vom ridica bazinul cât de mult putem, având fesierii foarte bine încordați, după care vom coborî către saltea. Expir în momentul în care ridic bazinul. Dacă vreau să lucrez puțin mai intens, atunci când cobor, nu voi mai atinge salteluța. Și vom simți mult mai bine. Puteți să lucrați 20 de repetări, apoi o pauză, sau pe interval de timp. Un alt exercițiu ușor derivat de aici, ca să lucrăm mai izolat, vom pune picior peste picior și vom lucra o dată pe o parte, ridicăm și coborâm bazinul. Este foarte important să avem toată talpa pe sol. Putem să facem și pe partea cealaltă, aceeași poziție, doar că schimbăm. Ce este important la această mișcare? Postura cum ar trebui să fie? E foarte important să păstrăm talpa jos pe sol, să împingem bazinul mult de tot către tavan și să nu pierdem niciodată încordarea din zona abdomenului, pentru că ne va păstra și echilibrul și vom lucra echilibrat. Super! Important este să mergeți la sală, să faceți în așa fel încât cel puțin o oră de 3 ori pe săptămână să aveți un antrenament cu un antrenor. Mulțumim tare mult, Laura! Mulțumim și noi!